Bine v-am găsit, dragi spectatori. Ne găsim pentru o nouă emisiune Calea Adevărul și Viața, aici la București, la Institutul Teologic Pentecostal din București. Suntem musafiri ai rectorului acestui institut, domnul Corneliu Constantinianu. Mulțumim că ne-ați primit, domnule Corneliu. Bine ați venit! Ultima discuție pe care am avut-o pentru dumneavoastră în fața camerelor, am avut-o numai cu câțiva ani, pe vremea aceea, domnul Corneliu Constantinianu, fratele Corneliu, pentru că ne cunoaștem, suntem prieteni, era decan al seminarului teologic din Osijek, Croația. Da, este adevărat. Și discutam în acea vreme despre priorități ale învățământului teologic în Europa de Sud-Est. Acum, după un șir de evenimente petrecute în viața dânsului, și o să ne spunem pe scurt despre ele, iată că discutăm în biroul dânsului, care este acum cel de lider acestei școli importante din învățământ teologic din România, Institutul Teologic Pentecostal. Spuneți-ne cum ați ajuns să conduceți această instituție importantă din zona evanghelică din România și ce s-a petrecut în ultimii ani în viața dumneavoastră. Da, cu bucurie dați-mi voie încă o dată să vă spun bun venit, ne bucurăm de vizita dumneavoastră aici și vă dorim și noi mult succes în activitatea dumneavoastră, cu o activitate importantă pe care o faceți la Alfa Omega. Am venit în România după 16 ani, într-adevăr, de Croația. Am fost acolo, am plecat ca student, apoi am fost ceea ce se numește Dean of Graduate Studies, adică directorul programelor de master pentru 9 ani de zile și apoi am fost decanul facultății acolo. Era foarte mult de lucru, era o școală internațională, interdenominațională și credeam noi că asta va fi pentru noi pentru mulți ani. În anul 2007, fratele John Tipei, care era atunci rectorul acestei instituții, ne-a făcut o vizită la Osijek. Și foarte deschis mi-a spus: Corneliu, eu vreau să mă retrag, peste 2-3 ani, vreau să mă retrag și să plec spre Statele Unite, dânsul este cetățean american, toți copiii dânsului sunt acolo, nepoți, și n-ai vrea să te întorci în România. Tu ai calificările necesare pentru... Și am spus, la fel ca întrebarea dânsului, răspunsul meu a fost foarte sincer, zic, nu m-am gândit niciodată la asta, să mă întorc, pentru că era foarte mult de lucru acolo, dar zic, o să începem să ne rugăm, să vedem voia Domnului, pentru că ce este în cele din urmă important este să fim în voia Domnului. Și am început să ne rugăm cu familia, cu copiii, fetițele noastre s-au născut amândouă acolo. Și după câteva luni de zile am simțit foarte puternic chemarea lui Dumnezeu să ne întoarcem în România. Și într-adevăr, foarte scurt timp am fost în România. După cum știți, am fost în Timișoara 2 ani de zile, la seminarul Elim și apoi la centrul Areopagus din Timișoara. Am fost director executiv acolo 2 ani de zile. Și din octombrie 2010, sunt rectorul Institutului Teologic Pentecostal din București. Un traseu interesant și știu eu, Dumnezeu a investit în viața noastră ca persoană, ca om din zona de educație, ca să folosiți acum aici la Institutul Teologic Pentecostal. Să folosim această prima parte a discuției noastre pentru câteva informații, pentru că sunt mulți care poate în România se gândesc, analizează variante printre care și aceea de a veni pentru a fi studenți aici sau a trimite lucrători din bisericile proprii aici pentru echipare și am vrea ca această emisiune să ieși provocarea la lung. Poate va fi revăzută emisiunea peste 2, 3, 4 ani, cine știe unde să fiți în acea vreme, dar cred că valorile și obiectivele acestui institut vor rămâne aceleași. Pentru că cu aceasta am putea să începem. Da, într-adevăr, eu cred că educația teologică este foarte importantă. Și spun asta, probabil, spunând asta, ar trebui să spun mai întâi că noi trebuie să corectăm anumite neînțelegeri sau înțelegeri greșite despre ceea ce înseamnă educație teologică. Mulți înțeleg și mulți frați sinceri din bisericile noastre și de aceea unii sunt așa oarecumva reținuți, ca să nu spun sunt împotriva educației teologice, sunt așa pentru că ei consideră că educația sau înțeleg educația teologică ca fiind ceva care se referă doar la activitatea intelectuală. Cu alte cuvinte, educația teologică înseamnă expansiunea cunoștințelor teologice sau să ai capul mare. Ori educația teologică nu înseamnă asta. Educația teologică este mult mai complexă și cuprinde câteva elemente foarte importante și aș vrea să le numerotez probabil pe cele mai importante. Înseamnă, în primul rând, o formare spirituală, dacă pot să spun așa. Educația teologică este
o cunoaștere a lui Dumnezeu. Nu este simplu un studiu despre Dumnezeu, este o cunoaștere, este o aprofundare a vieții lui Dumnezeu, o cunoaștere din experiență, prin trăire cu Dumnezeu. Și acest aspect este unul foarte important, vital în educație teologică. Educație teologică înseamnă formarea caracterului și înseamnă să dezvoltăm acele capacitate de a face toate lucrurile cu integritate, de a face ceea ce spunem. Iar și acest aspect este foarte important. De asemenea, educația teologică înseamnă formare pastorală, diferite aspecte și aspecte complexe ale lucrării pastorale se învață și sunt studiate aici. Și bineînțeles, am lăsat la urmă ca să putem dezvolta, educația teologică înseamnă acea aprofundare în cunoașterea cuvântului lui Dumnezeu. Sperăm și vrem și rugăciunea noastră este ca să pregătim aici slujitori al lui Dumnezeu care, cum spune Apostolul Pavel, care împart drept cuvântul adevărului. În special într-o lume așa cum este a noastră, în care apar tot felul de, dacă vreți, tot felul de învățături străine de cuvântul lui Dumnezeu, de erezii chiar le putem spune, pentru că tot ce este chiar și o jumătate de adevăr este o erezie. În acest context, importanța adevărului, importanța cuvântului Scripturii este foarte important. Și logo-ul școlii noastre, universității noastre, Institutului Teologic pentru Cloate, este Vincit omnia veritas, adică adevărul întotdeauna învinge, pentru că doar adevărul poate să aducă mântuire lumii, doar adevărul poate să mântuie. Și noi știm foarte bine că Iisus este calea, adevărul și viața. De aceea spun, este foarte important și susținem și încurajăm pe cei care au chemare din partea lui Dumnezeu pentru educație teologică și au un dar din partea lui Dumnezeu, că la urma urmei Dumnezeu este cel care dă darul. Nu mă duc eu să mă apuc de ceva ce nu pot să fac. Dacă Dumnezeu mi-a dat un dar să studiez, să aprofundez cuvântul Lui, atunci vreau să urmez acel dar. Acum, educația teologică se poate face în mai multe zone, la mai multe nivele. Sigur că și biserica, ca nivel de bază, are un rol important în aceste patru elemente ale educației teologice, a formării caracterului, a încurajării fiecărui membru să se apropie de Dumnezeu, să-L cunoască, dar este și un nivel al liceelor teologice, de exemplu, al altor forme de educație la acest nivel. Institutul Teologic Pentecostal însă este o formă înaltă, superioară, poate în zona aceasta de aprofundare a cunoștințelor și de pregătire pastorală a slujitorilor. În această zonă, sigur că vă numiți Institutul Teologic Pentecostal, dar cred că pregătiți slujitori, da, să slujească în primul rând de biserice pentecostale, dar pregătiți să slujească în diverse moduri. Da, sigur că da. Bineînțeles, școala, Institutul Teologic, așa cum bine ați spus, Institutul Teologic Pentecostal este sau aparține cultului pentecostal. Cu alte cuvinte, este instituția care pregătește pastori și slujitori, lucrători pentru bisericile pentecostale. Dar, bineînțeles, pregătește nu doar pastori, sunt biserica, biserica este, sau misiunea bisericii este complexă. Și așa cum spune și Scriptura, da, Dumnezeu dă diferite daruri oamenilor, pe unii li se dă darul să fie proroci, alții păstori, alții învățători, alți evangheliști. La fel și noi simțim că Dumnezeu a dat diferite daruri studenților sau cei care vin să pregătească și continuă să slujească în acele capacități. Și îi pregătim în toate, în misiune, în evangelizare, în misiunea bisericii, în diferite proiecte sociale, de asemenea, sunt mulți implicați, în media, în diferite biserici. Fie organizate de biserică, multe sunt organizate de aceste acțiuni, sunt prin biserică, altele sunt prin diferite organizații. Sigur că transmiteți informații, echipați cu informații, cu învățături, dar în același timp, discutând și cu alte cadre didactice în cursul acestei zile, am înțeles că acordați o mare atenție și formării caracterului și încurajării în creștere spirituală a fiecărui individ. E o dimensiune importantă pe care o îmbinați cu cea a transmiterii de informații teologice. Da. Vreau să ne spuneți și despre aceasta, pentru că mulți vin aici ca la o școală, poate, sau spun gândul, vin la Institutul Teologic să învăț, să studiez, să-mi fac schițe, să iau notițe și să trec niște examene, dar dumneavoastră oferiți mai mult decât atât. Da, este adevărat și noi chiar punem, eu personal cred în această, hai să spun așa, această dimensiune integrativă a educației, a formării și într-adevăr noi încurajăm și studenții
și corpul profesional și toți profesorii să păstrăm această, hai să spun așa, acest echilibru între studiu academic, care este foarte important, dar în același timp să dezvoltăm o viață spirituală devoțională care merg mână în mână, care merg în paralel. Într-adevăr, studenții au seri de rugăciune, sunt și eu prezent acolo cu ei, miercurea seară, este o seară specială de rugăciune, în fiecare seară. În fiecare miercuri seară de la ora 9 jos și sunt cu ei acolo la rugăciune, pentru că este foarte important. Rugăciunea este un aspect foarte important. Dacă îmi dați voie, cel mai mare teolog al secolului 20, Karl Barth, spunea: cea mai importantă slujbă teologică este rugăciunea. Și avea dreptate și are dreptate, pentru că, cum am spus, educația teologică nu este doar informație despre Dumnezeu sau despre Scriptură. Educația teologică, în modul cel mai plenar, este această creștere în cunoașterea lui Dumnezeu. Într-un fel o creștere în asemănarea cu Hristos. Și atunci aici partea spirituală, rugăciune, toate disciplinele spirituale sunt foarte importante în acest aspect de, dacă vreți, de apropiere de Hristos, de unire cu Hristos. De aceea punem accent și cred că este important. Educația teologică nu trebuie niciodată despărțită de acest aspect spiritual foarte important. Și aveți și momente fiecare dimineață devoționale. Da. Aveți și discipline care se ocupă special de echiparea lucrătorilor. Am vorbit cu un dascăl deosebit, cu Emil, da, Mesterac, da. Am vorbit despre dorința și pasiunea lui de a investi în tineri, nu numai de a le transmite informații. Exact, sigur. Și avem, așa cum spus, noi în fiecare dimineață, fiecare zi de curs începe cu o jumătate de oră de rugăciune, cu toți împreună, în capelă, cu toți studenții și profesorii care sunt aici. Miercuri avem o capelă specială cu toți, hai spune așa, cu toată familia ITP, absolut tot personalul și cu toți studenții, profesorii, suntem acolo o oră. De asemenea, așa cum spuneați, am început recent acel sistem, dacă putem numi așa, un sistem de mentorare, prin care fiecare profesor are câțiva studenți, în afară de cursurile care le predă la clasă și de relația bună care o are cu studenții. Fiecare profesor are un anumit număr de studenți pe care cărora le este mentor. Și atunci acolo se dezvoltă o relație, sperăm noi, foarte apropiată, în care studentul nu doar învață, studiază, eu știu, diferite discipline teologice, dar în același timp învață acea, hai să spun așa, umblare cu Hristos. Înseamnă să crească și în această maturitate spirituală. Pentru cei interesați în institut, sigur că mulți vin poate cu o înțelegere mai simplă, vin aici la institut să văd, să predic, să oficiez botezul, nunți, mormântări, să dau cina Domnului. Am ce discipline se predau? Bineînțeles, noi vrem să-i pregătim pentru predicare. Predicare este un subiect foarte important și avem profesori foarte buni aici, cred că ați vorbit cu unul dintre ei, dar sunt multe cursuri, bineînțeles. Sunt cursuri, iar spun eu așa, în cele, dacă vrem o categorie sumară, sunt patru mari arii teologice, sunt așa numite studiile biblice, care se ocupă, sunt diferite cursuri pe Vechiul și Noul Testament. Cursurile de introducere, unde se studiază, se face o privire de ansamblu a cărților Vechiului și Noului Testament, apoi sunt cursuri de exegeză pe diferite cărți ale Scripturii, sunt cursuri de teologie a unor cărți din Scriptură. Și bineînțeles, un curs foarte important, un curs de hermeneutică sau de interpretare, care este fundamental. Pentru că așa, după cum știm, și poate ar trebui să facem o notă aici, pentru că este important, de ce este nevoie de această muncă de interpretare? De ce mulți spun, de ce? Eu citesc Biblia și eu înțeleg. De ce mai este nevoie? Ce înseamnă hermeneutică? Ce înseamnă interpretare? De ce este nevoie? Și atunci, așa cum le explicăm și studenților din anul 1 și 2, când fac acest curs, le spunem că Scriptura, așa a rânduit Dumnezeu, Scriptura a fost dată într-o perioadă lungă de timp, a fost scrisă într-o perioadă lungă de timp, scrisă în ebraică și în greacă, nu în limba noastră, pe de o parte, scrisă în diferite contexte culturale, sociale, politice. Ori pentru noi acum, ca să înțelegem ce ne spune cuvântul lui Dumnezeu, spunea Gordon Fee, un renumit profesor de Noul Testament, spunea, cuvântul lui Dumnezeu, spunea așa,
noi nu putem ști sau nu putem afla cuvântul lui Dumnezeu pentru noi astăzi, până nu aflăm ce a însemnat cuvântul lui Dumnezeu pentru cei cărora le-a fost scris atunci. Și asta înseamnă muncă de exegeză, muncă de interpretare. Pentru că noi trebuie să studiem, să aflăm contextul, situația în care a fost scris anumit text din Scriptură și de aceea este nevoie să studiem, de aceea este nevoie să-l interpretăm, apoi să-l aducem, apoi să aibă relevanță pentru situația în care suntem noi acum. Același cuvânt, cuvântul nu se schimbă, adevărul nu se schimbă, dar contextul se schimbă și se schimbă și este foarte important să spunem că, de fapt, și de aceea este responsabilitatea bisericii în fiecare generație să prezinte acest cuvânt relevant și într-un mod în care să fie înțeles de fiecare generație. Și ați mai adăugat, cursurile se întind pe 4 ani de zile. Da, deci asta spun, astea sunt cursurile biblice. Apoi sunt cursuri de teologie sistematică, cursuri de istoria bisericii. Este foarte important să aflăm ce s-a întâmplat. Noi nu suntem, n-am apărut de nicăieri dintr-o dată. Suntem parte într-o istorie a bisericii, cursuri de etică, de morală creștină, cursuri de consiliere, cursuri de practică pastorală specifice. Da, sunt cursurile, bineînțeles, se întind pe 4 ani de zile și se termină cu o licență în teologie. Cu prezența la zid, văd că aveți și o formă de învățământ cu frecvență redusă. Da, da, noi în momentul actual avem 152 de studenți total, din care 108 la zi și 44 la acest învățământ cu frecvență redusă. Asta înseamnă, se adresează sau este pentru cei care nu pot să vină la zi aici, au anumite responsabilități în biserică sau în familie sau lucrează și nu pot să vină aici și atunci le oferim această posibilitate. Bineînțeles, Ministerul Educației le oferă această posibilitate și ei vin atunci de 2 ori pe an aici la perioade de intensive, de curs, seminarii și examene. Și atunci merg, dar urmează aceeași programă, aceleași cursuri, deci nu este nicio diferență, doar la modul de administrare, hai să spun așa, a cursurilor. Este un pic diferit. Să înțeleg că sunt aproximativ 150 de cursanți, absolvenți, da. Și prin aceasta se împlinește într-o anumită zonă, într-o anumită în măsură, nevoia de lucrători în biserica din România. Dar Biserica Pentecostală este o biserică mare, e biserica dominantă în zona evanghelică. Sunt puțin acești 150 de lucrători, sunt mulți, ar fi nevoie de forme suplimentare de echipare. Pot la rândul lor să multiplice, să facă. Cum simțiți pulsul nevoii de educație în zona evanghelică? Să știți că, într-adevăr, când ne gândim la cele aproximativ 2900 de biserici pentecostale în România, 150 de studenți este și nu este puțin. Noi avem peste, până acum, cam 600 de absolvenți care au terminat institutul de-a lungul anilor. Dar încă este nevoie, într-adevăr, este încă nevoie de pregătire. Pe de altă parte, ceea ce încurajăm noi și se întâmplă în Bisericile Pentecostale este un lucru foarte încurajator și eu personal mă bucur și noi ne implicăm în acest lucru. În diferite comunități și în diferite orașe se întâmplă acele seminarii de pregătire pentru lucrători, pentru cei care fac diverse lucruri, care predică, care țin orele de rugăciune, studiu biblic în biserici și se întâlnesc local. Și noi suntem și noi implicați în câteva dintre ele și ajutăm și noi, pentru că asta este un lucru foarte, foarte important, pentru că nu toți pot să vină la ITP, nu toți pot să trebuie să pregătească să devină pastor, dar... Sau să ajungă 4 ani în viață. Exact, sau să ajungă 4 ani în viață. Pentru echipare. Așa că și acolo, în acele seminarii, se oferă o pregătire, hai să spun așa, minimală, dar solidă pentru a putea face slujirea mult mai bine, mult mai eficient. Pentru cei interesați de detalii, eu mi-am listat și cartea Institutului Teologic, sunt și alte informații care vorbesc despre umbrela administrativă vis-a-vis de atestare, poate și pentru aceste puteți da câteva amănunte, în fond, primește o diplomă cel care absolvă, sigur, ce poate da. Să facă. Cum este recunoscută slujirea? Noi suntem o instituție acreditată de Ministerul Educației și Învățământului. Chiar acum m-am întors înainte de acest interviu, m-am întors de la o ședință a Ministerului ținută de ARACIS, Agenția Română de Asigurare a Învățământului, Calității Învățământului Superior. Noi suntem acreditați de Ministerul Educației, programul de licență, deci cei care termină aici primesc o diplomă acreditată de Ministerul Educației și Învățământului. Și de aceea, bineînțeles, noi trebuie să respectăm și cerințele Ministerului Educației, Învățământului pentru o instituție de învățământ superior. Da.
Acum suntem în tratative și am terminat dosarul pentru a începe programul de master. Este o nevoie și din țară, pastorii ne întreabă când începem programul de master și sperăm cu ajutorul lui Dumnezeu ca anul ce vine să începem un program de master adresat specific pastorilor care vor să continue educația, că continuă pregătirea. Până acum unde mergeau cei care doreau să intre în zona de master sau doctorat? Până atunci s-au dus unii la frații baptiști, alții s-au dus chiar și la facultățile sau și la facultățile ortodoxe din țară, dar să știți că un număr totuși puțin. Mulți s-ar duce și sunt interesați de anumit gen de cursuri și noi programul de master l-am gândit în acea direcție. L-am gândit într-o direcție să fie, pe de o parte, fundamentat biblic, solid și fundamentat pe Biblie, dar în același timp să răspundă la întrebările cu care pastorii se confruntă. De exemplu, despre misiunea bisericii în lume. De exemplu, vă dau doar câteva exemple din cursurile care le-am pregătit. De exemplu, teologia muncii. Munca ne ocupă cea mai mare parte a vieții noastre. Dacă ne gândim, dacă lăsăm deoparte orele de somn, care este viață, să spun așa, inactivă sau pasivă, dar cea mai mare parte a vieții noastre active este dăruită muncii. Ei, foarte puțin, probabil, am gândit sau am articulat sau am reflectat teologic sau biblic. Ce atitudine? Ce înseamnă? Este munca un blestem? Este munca o binecuvântare din partea lui Dumnezeu? Ce înseamnă? Cei mai mulți, din păcate, sau mulți, nu cei mai mulți, dar probabil mulți, înțeleg munca ca un blestem. De aceea ați văzut atitudini, că se duc la muncă cu atitudine sau când sună ceasul dimineața, parcă le vine să-l arunce undeva. Iar o zi, iar aceeași rutină. Dar, de fapt, munca este binecuvântarea lui Dumnezeu, este un dar din partea lui Dumnezeu. Și atunci avem un curs, de exemplu, despre teologia biblică a muncii. Ce înseamnă? Ce atitudine să avem? Sau relația dintre biserică și societate. Cum ne relaționăm noi? Cum interacționăm cu societatea? Care este chemarea bisericii în lume? Că la urma urmei creștinismul se trăiește nu duminica în biserică. Creștinismul se întâmplă de fapt. Credința creștină se manifestă de luni până vineri sau până sâmbătă. Duminica este o ocazie de sărbătoare. Ne adunăm cu toți, este un har care ne l-a dat Dumnezeu să ne întâlnim împreună, să ne rugăm să, eu știu, să ne închinăm împreună, să fim încurajați din cuvânt și îmbărbătați și cercetați de cuvântul lui Dumnezeu prin predicare și în închinare, în rugăciune. Dar creștinismul se întâmplă de luni până sâmbătă. Și atunci cursurile care am vrea să le pregătim și să le oferim la seminar sunt aceste care au relevanță, nu doar relevanță, dar aș spune o importanță deosebită pentru slujitorii care se confruntă cu membrii bisericilor care trăiesc acolo. Vorbim despre masterat și despre echipare la nivel superior, nu am intrat într-o altă zonă. Sigur că vă focalizați dumneavoastră viața și cadrele didactice de aici înspre eforturile și viața înspre a echipa pe tineri. Dar și dumneavoastră la rând sunteți preocupați de propria pregătire profesională, de a împărtăși gândurile, revelații, înțelegerea lucrurilor și altora, exact cum mi-a spus acum, despre domenii noi în care Dumnezeu vrea să fie relevantă activitatea unui slujitor, societate, munca de zi cu zi, viața socială, viața politică. Știu că vă preocupă aceste lucruri și preocuparea aceasta se reflectă și în, știu, cărțile. Suntem aici chiar în birou. Cărțile pe care le studiați, le citiți, le abordați, nu aveți doar Sfânta Scriptură pe masă, dar și în publicații în care sunteți implicat într-un fel sau într-altul, fie că le încurajați, fie că le traduceți, fie că le-ați scris. Eventual, aveți preocupări în această zonă, să ne spuneți, îl întreb acum pe Cornelio Constantinel ca și rob slujitor în această zonă a pregătirii și a unei deschideri în zona studiului biblic și a înțelegerii lumii înconjurătoare prin perspectiva biblică. Da, este adevărat, este adevărat, să încep cu, eu știu, cu începutul acestui tir de întrebări pe care vi l-ați adresat acum. Bineînțeles că suntem preocupați de propria noastră pregătire și dezvoltare profesională, academică și încercăm așa, printre ele, cum se spune, în mijlocul multor, hai să spun așa, lucruri administrative pe care un rector le face. Trebuie să ne găsim timp și de scris, de reflectat, de citit și de scris, pentru că asta este parte din ceea ce facem. Într-adevăr, este darul și, zic eu, chemare pe care ne-a dat-o Dumnezeu. Într-adevăr, este hai să spun așa, un subiect sau o arie de studii care mă preocupă din ce în ce mai mult, este această, așa cum spuneați, această, dacă vreți, dimensiune socială, dacă vreți, a Evangheliei. Este foarte important
Și, de fapt, dacă îmi permiți, propriul meu, hai să spun așa, studiu pe care l-am făcut pentru lucrarea de doctorat, se numește Semnificația socială a reconcilierii. Da, Semnificația socială a reconcilierii în teologia paulină. Un studiu în care aprofundez această tematică a reconcilierii împăcării în teologia paulină, dar mă uit specific la dimensiunea orizontală, la dimensiunea socială. Ce înseamnă, cu alte cuvinte, ce înseamnă pentru mine, ca și creștin, împăcat, să fiu împăcat cu Dumnezeu? Ce înseamnă acest lucru la nivel orizontal, la nivel social? De multe ori noi am limitat această înțelegere a chiar a doctrinelor, nu doar a reconcilierii, în general, și chiar a vieții creștine, a vieții spirituale, doar la o relație pe verticală cu Dumnezeu, la o, i-aș spune, o dimensiune privată a credinței. Studiind și aprofundând în câțiva ani de zile acest studiu în teologia paulină, am găsit că Apostolul Pavel nu înțelege așa lucrurile. Pentru Apostolul Pavel, dimensiunea verticală și dimensiunea orizontală sunt un tot unitar, sunt împreună. Și dacă vrei să le separi, nu le poți separa. Pentru el, ceea ce a făcut Dumnezeu pentru noi, pe verticală, putem spune așa, ne învrednicește, ne împuternicește, ne face în stare să trăim acea viață nouă în Hristos. Și aceasta împreună, spune Apostolul Pavel, reprezintă Evanghelia, reprezintă vestea bună. Nu doar ceea ce a făcut Hristos pentru mine la nivelul sufletului meu, dar și acea viață nouă pe care eu, acea eliberare, da, acea viață nouă pe care eu pot să o trăiesc acum în Hristos, și toate împreună reprezintă vestea bună. Și este foarte important să dezvoltăm, să avem această înțelegere, dacă putem spune așa, integrativă sau holistică, este un cuvânt care se folosește acum, înțeleg, și în limba română, pentru că Evanghelia nu este doar ceva care se referă la strict la dimensiunea spirituală a existenței noastre. Evanghelia în sens biblic, atât în Vechiul Testament, vestea bună, cât și în Noul Testament, și conceptul de mântuire care îl avem în Scriptură este mult mai larg, este mult mai comprensiv, care cuprinde întreaga realitate. Și pentru noi nu este într-un fel greu de înțeles. Dacă Evanghelia este și știm că este despre Hristos, este despre ceea ce a făcut și face Hristos pentru omenire, și Hristos fiind Domnul întregii realități, Hristos nu este numai Domnul meu personal, Hristos este Domnul al întregii realități, atunci rezultă că Evanghelia este despre întreaga realitate, adresează întreaga realitate. De aceea, un concept pe care încerc acum să-l dezvolt și la care lucrez la o carte, se numește Evanghelia ca adevăr public. Evanghelia care adresează întreaga realitate. Și acesta este un domeniu în care aș vrea să continui să cercetez și să scriu și să-l dezvoltăm, dar eu cred că biserica este important, pentru că în felul acesta biserica, în felul acesta, biserica își continuă, sau nu doar își continuă, exersează cumva, dar misiunea ei în lume. În fond, și din ceea ce mi-a spus despre Institutul Teologic Pentecostal, despre o dimensiune care vreți să o transmiteți celor care studiază aici, numai aceea de a predica frumos în biserică, de a fi pregătit pentru slujba de pastor, și aceea de a fi pregătit pentru munca, viața, slujirea de zi cu zi, de luni până sâmbătă, reflectă această preocupare pe care o aveți, aceea de a dovedi că Evanghelia este relevantă per global în toate aspectele societății. Absolut. Dar vă avertizez, să zic așa, nu este exact tendința către care se mișcă societatea românească și cea europeană, și pentru că tot mai mult a spus acest lucru, suntem îndemnați să ne trăim viața de credință în privat, în intimitatea, în casa noastră, cel mult între zidurile unei biserici, să acceptăm, să tolerăm și pe alții care trăiesc, nu e nicio problemă în acest lucru, dar să ne trăim viața în privat și să nu încercăm să o aducem în spațiu public. Mai mult, chiar noi discutăm foarte mult fără să nuanțăm separarea bisericii de stat, și asta se poate discuta, separarea bisericii de societate încet încet, și ajungem la pericolul pe care vreți să-l contracarați prin această nouă direcție, aceea de a nu a lăsa ca Evanghelia să fie un adevăr public sau trăită, rostită, relevantă într-un spațiu public. Cum credeți că va evolua asta? Da, este, nu va fi ușor. Da, nu, absolut. Și suntem foarte conștienți de atât de tendințele care există, care le-ați descris foarte bine, într-o Europa, hai să spun așa, din ce în ce mai seculară și secularizată. Cunoaștem și este adevărat
oamenii care nu, hai să spun așa, pentru care religia nu este importantă, ei sunt foarte, sau sunt primii care să împingă religia sau fenomenul religios, credința, în domeniul privat. Ceea ce spunem noi și ce spun eu nu înseamnă că nu suntem conștienți de această dificultate. Suntem conștienți. Dar, pe de altă parte, asta nu ne va împiedica pe noi să ne trăim credința în mediul public, să ne manifestăm, pentru că, la urma urmei, credința nu este doar ceea ce spunem noi. Credința înseamnă viața noastră. Cum ne trăim noi viața altfel? La urma urmei, biserica trebuie să fie, John Stott a intitulat una din cărțile lui, atât de minunat, comentariu pe cartea Efeseni, a intitulat-o Noua societate a lui Dumnezeu. Biserica este o alternativă la ceea ce se întâmplă în jur și trebuie să trăiască credința, hai să spun așa, în public, cu toată opoziția care va fi. Pe de altă parte, eu cred că creștinii pot să aducă o contribuție la viața publică, la viața socială. Biblia ne învață cum să ne raportăm la celălalt, care e diferit decât noi, care un om care crede altfel, care nu este creștin. Biblia mă învață cum să mă port cu el, să mă port cu dragoste, să mă port cu respect, să-l ajut când are nevoie. Acestea sunt valori care mă învață, pe care le găsim în Scriptură. Deci, de asemenea, și de aceea spun, creștinii pot să aducă o contribuție deosebită la viața socială și politică chiar, bineînțeles. În lista de domenii de interes pe care am găsit-o așa pe internet, care vă reprezintă, într-adevăr, pe lângă Evanghelia ca adevăr public, ca un punct de interes major, aveți adăugate din relația între biserică și societate, Evanghelie și cultură, religie și știință, credință și profesie. Lucruri care au toate de-a face cu această dimensiune orizontală a trăirii creștine. Absolut. Bineînțeles, astea sunt doar, hai să spun așa, sunt domenii în care noi trebuie să ne aprofundăm. Noi suntem abia la, hai să spun, la începutul reflecției teologice și biblice despre aceste subiecte pe care le-ați pomenit. Dar este foarte important, pentru că acolo este mărturia bisericii. Mărturia bisericii este în lume. Prin viața, ca și comunitate, prin viața indivizilor în lume, acolo este, hai să spun așa, Hristos este propovăduit. Atât prin proclamare, că să nu, probabil e important să fac aici o notă, o nuanțare, când accentuăm și când spunem de această dimensiune socială sau publică a Evangheliei, asta nu înseamnă că renunțăm sau scădem din importanța elementului propovăduirii Evangheliei. Nu, acesta rămâne un element fundamental. Cum vor cunoaște dacă nu vor auzi cuvântul? Cuvântul trebuie proclamat și acesta este un punct foarte important. Ce spunem noi? Spunem că această proclamare a Evangheliei trebuie să meargă mână în mână cu o viață întrupată, cu Evanghelia întrupată în diferite moduri. Și lumea din jurul nostru, lumea de astăzi, o lume confuză, o lume zbuciumată, o lume suferindă, ne dă foarte multe prilejuri în care să trăim Evanghelia. De aceea noi trebuie să fim atenți, să fim atenți, să ascultăm, într-un fel, să discernem în strigătul lumii, în durerea lumii de lângă noi, a unei lumi fără Dumnezeu, dar în strigătul lor, în durerea lor, noi discernem, de fapt, strigătul lui Dumnezeu și durerea lui Dumnezeu, într-un fel, și pasiunea lui Dumnezeu pentru aceste suflete, care, și pentru aceste persoane, nu pentru aceste suflete, pentru aceste persoane creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. De aceea trebuie să fim tot timpul atenți. John Stott avea un concept foarte frumos, îl numea el acea ascultare dublă. Pe de o parte, trebuie să ascultăm de cuvântul lui Dumnezeu, să fim înrădăcinați în cuvântul lui Dumnezeu, dar în aceeași măsură trebuie să ascultăm la ceea ce spune lumea sau și la ceea ce trăiește lumea, ca să putem veni cu răspunsurile Bibliei la întrebările, la frământările pe care le are lumea. În păcate, mulți creștini se focalizează doar pe viața de biserică, astupându-se urechile la strigătul lumii, de multe ori disperat, de la nevoile lumii. Exact. Și mulți creștini, ce spun, noi îl predicăm pe Iisus Hristos și pe El răstignit, dar merg mai departe și nu abordează alte cu îndrăzneală, cu curaj, pentru că Biblia este relevantă pentru fiecare aspect. Da, absolut. Delicat, nedelicat, chiar din viața credinciosului. Ați mai adăugat la ce a spus, într-adevăr, spunea un prieten de-al meu, da, trebuie să ieșim cu credința noastră în public, dar să avem grijă ca să avem o relație puternică cu Dumnezeu în privat. Și înțeleg că și din cele ce se spuneați la prioritățile în partea de echipaj de învățământ, da, echipați și pe tineri să trăiască
să aibă viața spirituală, să crească în caracter și în relația cu Dumnezeu, în cunoașterea lui Dumnezeu, nu despre Dumnezeu, dar să și fie deschiși la slujirea din afara bisericii. Da, este adevărat, doar în primul rând, doar printr-o, hai să spun așa, printr-o viață puternică cu Dumnezeu și printr-o rădăcinare puternică ai, sau cu alte cuvinte, putem spune așa, doar fiind conștient, profund conștient de propria ta identitate, de cine ești tu în Hristos. Numai când ai înțeles acel lucru cu adevărat, ce transformare a făcut Hristos în viața ta și ce eliberare a adus Hristos în viața ta, ce direcție nouă ți-a dat vieții tale, doar după ce ai toate aceste lucruri, după ce ești sigur, hai să spun așa, în identitatea ta, abia atunci poți să fii o mărturie în public. Atunci poți să spui, să te duci, nu arogant, nu cu aroganță, pentru că nu avem nimic de la noi, nu avem, spune Apostolul Pavel, ce ați primit sau ce aveți să nu fi primit de la Dumnezeu, inclusiv acest har din partea lui Dumnezeu. Deci nu cu aroganță să mergi, dar mergi cu acea siguranță și cu acel curaj în a mărturisi pe Hristos în lume, în societate, în viață publică, oriunde ai fi. Dacă nu ești sigur cine ești, dacă nu știi cine ești, dacă nu știi ce a făcut și ce poate să facă Hristos pentru ce a făcut pentru tine și ce poate să facă El pentru tine, celălalt, bineînțeles că nu te poți duce. Foarte mulți creștini nu sunt siguri de propria lor identitate, de relația lor cu Dumnezeu, de hai să spun așa, nu sunt siguri pe ceea ce le-a făcut lor Dumnezeu, probabil, nu-mi dau seama, de sunt cumva timizi. Nu trebuie să fim timizi. Cum am spus, nu trebuie să fim aroganți, dar nu trebuie să fim timizi, pentru că noi nu este nimic în Scriptură, nu este nimic într-o viață cristică care să fie de, hai să spun așa, de disprețuit. Din contră, este de apreciat. Să știți că lumea, pe de altă parte, vorbim de oamenii din afară, oamenii care foarte mult, n-au o direcție, n-au un sens al vieților, n-au un sens sau un scop și se uită la cineva care trăiește autentic, trăiește frumos cu semeni, în relație cu semeni, în relație cu Dumnezeu în primul rând, în relație cu El însuși, în relație cu ceilalți, și lumea observă o astfel de viață autentică și să știți că lumea tânjește după autenticitate, tânjește după acest sens al direcției, al scopului, după o viață frumoasă. În următoarele câteva minute, știu că ați pus pe masă câteva din lucrările care ați fost implicat. Dacă ați vrea, așa, pe scurt, să le prezentați, să spuneți câteva din gândurile care v-au animat în momentul în care le-ați abordat, le-ați tradus sau le-ați scris singur sau în parteneriat cu alți colaboratori. Da. După cum o să vedeți, câteva din cărțile mele au de a face cu această dimensiune publică a adevărului evanghelic, cu această dimensiune sau misiune publică a bisericii. Așa cum v-am spus, este doctoratul meu, Semnificat Social al Reconcilierii. Apoi o carte cu titlul Bible Culture Society, Biblia, Cultura și Societate. În ce mod am încercat aici, împreună cu colegul meu Marcel Măcelar, am editat acest volum, să readucem Biblia ca fundament, nu doar pentru viața bisericii, dar mai departe pentru a schimba, pentru a influența cultura, societate, pentru a transforma în cele din urmă. Pentru că nu-i așa, biserica este și trebuie să fie un agent al schimbării, al transformării. De asemenea, interpretare narrativă în teologie paulină, o anumită abordare la scrierile pauline, o abordare relativ nouă, interpretare narrativă care se aplică de obicei evangheliilor, dar nu scrierilor epistolare, și am încercat acolo să arăt un pic cum lucrează această metodă la scrierile pauline. Iarăși o carte pe dimensiunea socială a Evangheliei. Ce înseamnă? Care este? E o colecție de eseuri editate împreună cu colegul meu Emanuel Consac, de aici, de la ITP, care de fapt este suplimentul teologic al jurnalului, Pleroma, revista teologică a instituției noastre. Un studiu, o altă carte, un studiu despre conceptul de promisiune în teologia lui Pavel. Ce ne uităm la Apostolul Pavel, că el pune atât de mult accent pe promisiunile pe care le-a făcut Dumnezeu și pe care le împlinește, pe care le-a împlinit, spune el, toate promisiunile pe care le-a făcut el, le-a împlinit în Hristos. O altă carte, iarăși, în engleză, Encountering the Other, întâlnirea cu celălalt. Cum mă relaționez la celălalt? Studii în reconciliere. Celălalt care este diferit decât mine. Celălalt care gândește diferit, se închină diferit,
Este de altă religie, dacă vreți, și așa mai departe. Am văzut că în două, trei lucrări ați abordat problema aceasta a reconcilierii și o temă da. Dragă. De ce, așa, într-un minut, de ce e importantă reconcilierea acum în trupul lui Hristos? Reconcilierea este... Suntem mântuiți prin jertfa Domnului Hristos, mergem în rai oricum. De ce să ne mai și reconciliem cu cineva care... Da, nu, reconcilierea este una din învățăturile fundamentale ale Evangheliei. Sau, într-un fel, este un mod în care Apostolul Pavel definește mântuirea folosind diferite metafore. Pentru că mântuirea este atât de complexă, este atât de frumoasă, bineînțeles, dar este atât de complexă, are atât de multe fațete. Și Apostolul Pavel folosește diferite cuvinte, chiar diferite concepte să descrie această... Mântuirea nu e un lucru singular și unic, este un lucru foarte complex. Și una din metafore pe care l-o folosește este aceasta reconciliere, mântuirea ca împăcare cu Dumnezeu, ca împăcare cu celălalt. Și într-adevăr, un mod de a defini mântuirea este acest. Nu doar iertarea de păcate, bineînțeles că se face prin această iertare de păcate, dar mântuirea înseamnă să trăim așa cum am fost meniți să trăim, cum am fost creați de Dumnezeu să trăim. Mântuirea înseamnă că în Hristos ni s-a dat din nou șansa să trăim în împăcare, în armonie cu Dumnezeu, și cu ceilalți, cu natura de asemenea, cu creația lui Dumnezeu. Și de aceea Apostolul Pavel folosește reconcilierea. Dar de asemenea, reconcilierea este nevoie și am accentuat foarte mult în câteva din studiile mele și continui să o fac, pentru că lumea de astăzi are nevoie de reconciliere. Este atâta conflict, este atâta ură, încât avem nevoie în lumea de astăzi, este nevoie de să aducem acest mesaj al lui Dumnezeu de împăcare. Dumnezeu ne-a împăcat și ne-a împăcat, spune Apostolul Pavel, pe când eram noi păcătoși, pe când eram vrăjmași cu Dumnezeu, Dumnezeu ne-a împăcat. Și acesta este un mesaj de care, cred eu, pe care lumea trebuie să-l audă și noi suntem cei care trebuie să-l transmitem. Da, noi în zona evanghelică simplificăm lucrurile, spunem, crede în Domnul Iisus Hristos și vei fi mântuit și casa ta. Mai puțin încercăm să privim mai larg fațete de subtilitate teologică și de trăire creștină care au de-a face cu umblarea în mântuire. Din, așa cum am spus, din păcate nu sunt doar subtilități teologice. Dacă ar fi doar subtilități teologice, cu alea ne putem dispensa. Dar ele sunt adevăruri profunde, sunt într-un fel elemente ale Evangheliei, sunt haruri, dacă vreți, este un har al lui Dumnezeu transformator, care toate aceste lucruri sunt adevăruri profunde pe care Apostolul Pavel cu atâta frumusețe și profunzime teologică le dezvoltă. Este și noi, cum să spun, pierdem. Faptul că noi reducem de multe ori, reducem și Evanghelia și viața creștină doar la un anumit set, eu spun eu, de convingeri sau acceptare intelectuală față de anumite, eu știu, propoziții, este o reducere a Evangheliei, este o pierdere. Evanghelia și viața creștină este într-un fel, viața creștină înseamnă transformarea vieții, este o redirecționare a vieții. Apostolul Pavel spune, după ce el însuși a experimentat acest lucru, când s-a întâlnit cu Hristos pe drumul Damascului, el experimentează acea, nu doar o schimbare de paradigmă, o schimbare de perspective asupra realității, dar el îl înțelege într-un mod nou pe Dumnezeu. Îl înțelege ca fiind acel Dumnezeu care împacă, care iartă, dar un Dumnezeu care schimbă vieți, un Dumnezeu care te transformă și de acum încolo este o altă viață sau persoana respectivă este în stare să trăiască o viață nouă. Și reflectând la acest eveniment, el spune în 2 Corinteni 5, este o aluzie la propria lui experiență, spune de acum încolo, după ce te-ai întâlnit cu Hristos, nu mai cunoaștem pe nimeni în felul lumii. Și spune, dacă este cineva în Hristos, este o creație nouă. Apostolul Pavel folosește acolo un cuvânt foarte puternic. Este același cuvânt folosit în Geneza, când spune Dumnezeu a creat. În Septuaginta apare cuvântul, da, când Dumnezeu a creat din nimic. A creat. Apostolul Pavel folosește aici în 2 Corinteni 5, cu 17, același cuvânt. Dacă este cineva în Hristos, este o creație nouă. Cu alte cuvinte, este ceva ce nu a fost. Este ceva ce nu putea să fie și acum este în Hristos. Acesta este marele har sau este marea, eu știu, binecuvântare pe care Apostolul Pavel o trăiește și înțelege că o trăiesc toți cei care sunt în Hristos. De aceea el este așa de entuziasmat și pasionat să propovăduiască această Evanghelie care schimbă vieți și care transformă vieți.
Pentru că ați vorbit de Pavel și în multe dintre lucrări abordați lucruri menționând sau indicând teologia paulină sau doctrina paulină sau învățările Apostolului Pavel. Acum chiar ați spus despre faptul că Pavel a avut o întâlnire personală cu Iisus Hristos și a avut șansa după aceea și cu, ca o ființă nouă a învățat, a răspândit ceea ce a primit și a înțeles. În zonele de asta să vorbesc ca subtilitate teologică, să zic așa, în multe zone de discuție teologică se vorbește despre învățăturile Domnului Iisus Hristos sau învățăturile sau teologia lui Pavel. Dacă ați putea să aduceți nuanțări și lumină în această zonă, pentru că mulți creștini se întreabă, noi, ce e mai important pentru noi, să urmăm învățăturile Domnului Iisus Hristos, ceea ce spune Domnul Iisus Hristos cu gura lui în Evanghelii, sau în epistole, ceea ce ne spune Pavel, dacă este vreo diferență, dacă nu e vreo diferență, noi ce studiem mai mult, epistolele sau evangheliile? Care sunt, e o diferență între ele, e o contradicție, sunt una după alta, sunt una mai, la un nivel mai ridicat decât cealaltă? Așa de cum spuneți, am observat și eu, chiar în mod recent sau recent am observat o asemenea polaritate. Ca să nu să folosesc, să nu folosesc alt cuvânt, între învățăturile Domnului Iisus sau Evanghelii și epistole pauline sau teologia paulină. Dar dați-mi voie să spun de la bun început, nu există nicio diferență. Apostolul Pavel nu are altă teologie. Nu există diferență între teologia Apostolului Pavel și teologia lui Iisus sau învățătura Domnului Iisus. Este adevărat, Evangheliile, toate Evangheliile, prezintă viața, lucrarea și învățătura Domnului Iisus, exact așa cum s-a întâmplat și așa cum au redat-o autorii Evangheliilor, apostolii. Scrierile Apostolului Pavel, bineînțeles, ele acum sunt scrieri care reflectă, hai să spun așa, sau care transpun învățătura Domnului Iisus în situații noi, în contexte diferite. Și bineînțeles, mai este un lucru esențial pe care nu trebuie să-l uităm, da? Apostolul Pavel scrie teologie bisericilor și scrie după evenimentul, i-aș spune eu, crucial, fundamental, da? Care este moartea și învierea Domnului Iisus. Și atunci Apostolul Pavel reflectă teologic la semnificația acestui adevăr profund, acestui eveniment, dacă vreți, la viața, învățătura Domnului Iisus, dar de asemenea la moartea și învierea Lui. Și în scrierile lui, în epistole, noi găsim atunci reflexii și nu sunt doar reflexii de dragul reflexiilor teologice. Pavel nu este el nu este interesat de teologie de dragul teologiei. Le spun de multe ori la studenți când predau teologie paulină. Pavel a fost preocupat, pentru el teologia este importantă. Teologia ca adevăr, hai să spun așa, doctrinar dacă vreți, ca doctrină. Pentru Pavel, doctrina este fundamentală, este importantă, teologia este importantă, dar teologia nu este niciodată separată de viața bisericii, de închinarea bisericii și de misiunea bisericii. Niciodată ele sunt așa de strânse una de cealaltă. Cu alte cuvinte, indicativul, ceea ce a făcut Dumnezeu și imperativul, care, ceea ce trebuie să facă biserica sau trebuie să facem noi, sunt unite. Așadar, este fals să pui în antiteză sau să pui în opoziție sau să spui că una este mai importantă decât cealaltă. Auzi pe unii care spun, eu mă duc înapoi la învățătura Domnului Iisus, ca și cum Pavel urmează altă învățătură. Nu, el este rob al Domnului Iisus, este urmaș al Domnului Iisus. El nu are absolut altă învățătură decât acea învățătură. Este doar învățătura Domnului Iisus transpusă în practică. De ce ne ducem noi și de ce Apostolul Pavel este de mare ajutor în multe situații și noi ne ducem foarte des la epistolul lui? Pentru că, hai să spun așa, Apostolul Pavel ne oferă o teologie aplicată. Ne oferă ce înseamnă, cu alte cuvinte, să-L urmezi pe Hristos în Efes. Trăind acolo, în situația în care, cu problemele cu care se confruntă cei din Efes, ce înseamnă să-L urmezi pe Hristos acolo, atunci și acolo? Ce înseamnă să fii Biserica lui Hristos în Corint? Și așa mai departe, în Roma, da? Apostolul Pavel, deși nu vizitase biserica din Roma, le scrie celor din Roma și în toată epistola lui, da? Hai să spun așa, elaborează, dacă vreți, ce înseamnă să urmezi Evanghelia, ce înseamnă să trăiești Evanghelia în centrul Imperiului Roman.
De-aia spun, este greșit să se pună cele două în contradicție, sau Apostolul Pavel urmează învățătura Domnului Iisus și este doar că el o aplică acum la misiunea, la contextul și misiunea bisericii în diferite locuri. Vă mulțumesc că ați făcut această precizare, pentru că, într-adevăr, și între liderii evangheliști din România există această discuție, ca să zic așa, și se pare bine că ați precizat lucruri. După ce a slujit 16 ani în Osijek, un pol important de educație teologică evanghelică pentru zona balcanică, pentru Europa de Sud-Est, după ce ați plecat din România și v-ați întors în România, fiind acum în această calitate de lider al Institutului Teologic Pentecostal, și după ce ați fost și la Centrul Areopagus de cultură și educație creștină, ați avut de-a face și vă intervațați cu foarte mulți slujitori, lideri în diverse zone evanghelice și creștine în general. Cum vedeți traiectul și, sigur, legat de planul Domnului pentru România, ca și pe dimensiunea creștină, ca și prezență creștină într-un peisaj sud-est european? Sigur, e un potențial mare, știm asta, vedem asta, Dumnezeu va aduce pe dumneavoastră aici, e un sistem educațional deosebit, dar nu numai. Însă, obișnuiesc să spun, cu ei se dă mult, ei se zicere mult. Cum vedeți că România va răspunde poate provocărilor Domnului, nevoilor pe care le are Biserica Domnului din România și din Europa de Sud-Est? Dați-mi voi, pentru că ați menționat Osijekul și 16 ani de activitate, dați-mi voi să prezint această carte, scurt, doar să o menționez. O carte este un volum omagial, un volum omagial ce l-am editat împreună cu câțiva colegi de-ai mei, hai să spun așa, în cinstea sau recunoscând contribuția profesorului Peter Kuzmich la educația, care a fondat școala din Osijek și la educația teologică din Europa, o carte care se intitulează First the Kingdom of God, mai întâi împărăția lui Dumnezeu, pentru că acesta a fost unul din motorurile lui, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu. Și ne-am bucurat că am putut să-i oferim această carte la vârsta de 65 de ani, o carte în care peste 50 de contributori, din autori din toate colțurile lumii au contribuit. Peter Kuzmich a avut o influență deosebită în ce privește, așa cum ați spus, educația teologică în această parte, dar și, i-aș spune eu, și, hai să spun așa, și viața creștină și misiunea bisericii în lume. România, eu cred că are un potențial și nu doar are un potențial, a început să-l folosească. Probabil dacă vă spunea cineva cu 10-15 ani în urmă că România va trimite misionari, așa de mulți misionari, că prin 2011 România va avea, eu știu, zeci de misionari în țările din Africa, din Asia, din toată lumea. Așa probabil n-ați fi crezut, eu n-aș fi crezut, adică era ceva greu de crezut sau de imaginat. Ei, România astăzi are acești misionari într-un fel. Iată că acest potențial mare, pe Peter Kuzmich scria un articol mulți ani în urmă despre România și o numea Corea Europei. Și iată că cumva Dumnezeu a dus aceste vremuri în care să trimitem noi misionari, nu doar să primim, ci să trimitem. Și eu cred că această tendință va continua. Cred de asemenea că biserica trebuie să înțeleagă acest timp special pe care îl are, să folosească această libertate, i-aș spune eu, pe de-o parte, și această situație de libertate pe care încă o avem. O avem să propovăduim, să proclamăm Evanghelia. Dar cum am spus, acea proclamare care să conțină atât proclamarea verbală, cât și acea proclamare trăită. Dar Dumnezeu a scos și mă uit acum și eu personal sunt foarte încurajat să văd o nouă generație. Bineînțeles cu mulțumire și cu recunoștință pentru oamenii minunați pe care Dumnezeu i-a folosit la timpul potrivit. Iată că și generația de astăzi, pentru generația de astăzi, Dumnezeu a scos oameni pregătiți din punct de vedere teologic, din punct de vedere, dacă vreți, și spiritual, oameni, așa cum, după cum ați observat, probabil la ITP, la noi la școală, din 16 profesori, 13 și sunt și pastori, oameni care predau având acea înțelegere și înrădăcinare în viața și în misiunea bisericii. Și asta este foarte important. Și Dumnezeu spunea, scoate o nouă generație de tineri din toate bisericile, nu doar bisericile pentecostale. Bisericile baptiste, bisericile creștine după Evanghelie, am vizitat zilele acestea Institutul Timoteus, celor de la Creștini după Evanghelie, și am făcut câteva proiecte împreună cu ei și împreună cu Institutul Baptist din București. Și eu cred că
Este vremea să, aș spune eu, să unim forțele. Pentru că noi suntem în aceeași misiune, noi nu avem o altă misiune, noi nu facem concurență. Noi suntem în aceeași misiune toți de a propovădui Evanghelia, de a-L aduce pe Hristos, de a-L face pe Hristos cunoscut. Aceasta este misiunea noastră ca evanghelici, dacă vreți, ca biserici evanghelice. Și eu cred că este timpul să ne unim forțele, eforturile, resursele, nu pentru a face propagandă, nu pentru a face prozelitism, ci pentru a-L aduce pe Hristos oamenilor, ci pentru a-L face pe Hristos cunoscut. Într-un fel, pentru a fi acei agenți ai transformării, ai schimbării, ai transformării unei națiuni. Și eu mă gândesc că biserica evanghelică va avea, bisericile evanghelice vor avea o influență din ce în ce mai mare atunci când dacă își vor asuma această responsabilitate, să iasă din biserică, dintre zidurile bisericii și să, într-un fel, să continue această misiune de a fi trupul lui Hristos, de a fi mesajul lui Hristos, de a duce Evanghelia în lume. Mulțumesc că ați încheiat în fond această discuție cu o idee care a fost ca un fir roșu la discuția noastră, aceea de a face Evanghelia ca un adevăr public. Mulțumesc Cornel Costantinu pentru că ne-ați avut ca musafir pe parcursul acestei ore de discuții. Vorbim de că să revenim și cu alte ocazii, cu alte subiecte, cu alte întrebări. Ne-ați provocat și că te-ați provocat pe cei care v-au urmărit. Așadar, rămânem cu un gând. Evanghelia ca adevăr public, relevant pentru societatea complexă în care trăim. Și eu vă mulțumesc și vă doresc mult har și binecuvântare în ce faceți. Aceasta a fost o emisiune Calea Adevărului și Viața, realizată special aici la Institutul Teologic Pentecostal din București. Dumnezeu să vă binecuvânteze.